Ministerul Justiției propune un ajutor de urgență pentru românii care cad victime infracțiunilor. Mai exact, ar putea solicita un avans din compensația financiară sub formă de vouchere. Este vorba despre un proiect de hotărâre de guvern care a fost pus în consultare publică de Ministerul Justiției. Documentul prevede alocarea unor vouchere în limita a 5 salarii minime pe țară. De exemplu, dacă acum salariul minim brut este de 3.000 de lei, valoarea voucherelor va fi de până în 15.000 de lei. Acești bani ar urma să fie acordați celor care sunt victimele unor infracțiuni precum tentativa de omor, viol, agresiune sexuală, terorism sau orice fel de altă infracțiune comisă cu violență. Dacă va fi aprobat acest proiect, banii ar urma să fie alocați în termen de 30 de zile de la solicitare. Sumele ar trebui să acopere nevoile urgente precum medicamentele, materialele sanitare, hrana, cazarea sau transportul. De asemenea, banii ar trebui să ajute victimele până când acestea obțin în instanță compensații financiare, relatează mesajul.ro.